Încep să se precipite lucrurile pentru cei mici și cei medii, să nu-i facem mici pe toți, că nu e corect. Încep pregătirile și examenele. Adina este la Dante Alighieri pentru a vedea ce se întâmplă în perioada asta, care este presiunea pusă pe copii și mai ales câtă încredere trebuie să aibă părinții în trimisul copiilor după atâta timp fără școală, tocmai la școală. Acum nu-i pun decât într-o paranteză pe părinții care abia așteaptă să scape de... Adina, bună dimineața, ce vești ai? Bună dimineața! După 2 luni și jumătate de ore desfășurate online, ieri elevii au revenit la clase, iar în acest moment eu mă aflu într-o clasă de a 12-a care se pregătește pentru bacul, ce va să vină în mai puțin de 3 săptămâni. Mă aflu într-o clasă de fizică, aici are loc pregătirea pentru bac, o materie, aș putea spune, care ar da fior foarte multor elevi. Și vreau să vorbesc un pic despre această perioadă de dinainte de bac și despre această pregătire cu un elev de a 12-a. Alex, bună dimineața! Bună dimineața! Cum a fost această perioadă de școală online? Te-a ajutat să te pregătești pentru bac? M-a ajutat într-o oarecare măsură, dar pot să spun că este mult mai bine să fiu în această clasă, pentru că înțeleg mult mai bine și este mult mai ok, deoarece profesorii ne explică mult mai bine și nu avem deficit, cum ar fi, de exemplu, conexiunea la internet. Cum a fost această perioadă din punctul de vedere al faptului că nu te-ai putut întâlni nici cu elevii, nici cu profesorii, ai ținut distanța? Ai reușit totuși să te mai concentrezi și pe învățat? Am reușit să mă concentrez într-o oarecare măsură, deoarece examenul ăsta este destul de important pentru noi și decide oarecum viitorul nostru. Acum, fie că am avut mici distrageri, cum ar fi jocurile, rețelele de social media, am reușit să fac față. Și veștile proaste te-au influențat, adică tot ce se întâmpla vis-a-vis de pandemie, cum te-a afectat? Nu m-a afectat destul de mult, deoarece știu că respect măsurile de protecție, știu să mă protejez, deci pot să spun că am trecut destul de bine peste această perioadă. Întoarcerea la școală, cum a fost? Ieri a fost prima zi, poți să ne dai impresia? A fost destul de ok, pot să spun doar că a fost un pic ciudat, pentru că trebuie să ne acomodăm unor restricții destul de mari, nu am avut voie să stăm lângă colegi, a trebuit să păstrăm o distanță destul de mare. N-am putut să ieșim în pauze, ceea ce a fost destul de greu pentru noi, cum eram obișnuiți să mergem afară, să stăm, să luăm o gură de aer, dar pot să spun că este trebuitor, dar nu avem ce face. Cum e cu masca? Ți imaginezi că vă va trebui să o porți și la examene? Este destul de greu, ținând cont că eu, unul personal, am și ochelari, dar pot să reușesc să mă adaptez. Singura mea problemă momentan este că uneori mi se aburesc ochelari, dar trebuie să o suport, nu am ce să fac. Părinții tăi sunt ceva mai relaxați decât tine sau din contră mai panicați? Sunt din contră, un pic mai panicați pentru mine, deoarece știu că examenul acesta este destul de important, dar mai mult își fac griji din cauza examenului, nu din cauza pandemiei. Temperatura a fost ok ieri și azi? Da, a fost destul de ok, nu am avut probleme. Dar oricum să știi că dacă se va întâmpla să crească vreun pic în perioada bacului, să știi că s-a decis existența unei a doua sesiuni de bac, e o idee bună? Consider că este o idee destul de bună, pentru că unele persoane care nu se consideră pregătite pot să aibă, de exemplu, puțin mai mult timp să se pregătească pentru examenul care urmează să vină, deoarece am avut un mic deficit cu sistemul online sau unii nu au reușit să învețe destul de mult. Ce-ți dorești tu să faci pe mai departe? Doresc să merg la facultatea de fizică care se află lângă București, în Măgurele. Mult succes, Alex! Să sperăm că o să treci cu bine de acest test, care este bacul de anul acesta, nu doar un examen al maturității, ci și un test pentru cum ne putem desfășura activitatea, iată, online, dar și examene în condiții speciale. Și vreau să vorbesc despre aceste condiții și cu doamna director, Maria Dan. Bună dimineața, doamna! Bună dimineața! Cu drag, bine ați venit la noi în școală! Câți dintre elevii dumneavoastră s-au preferat să se întoarcă la clase? Două treimi dintre elevi au preferat să se întoarcă la clase, dintre cei de clasele a 12-a la cei de a 8 aproape toți, vreo 15 nu vin, însă din o sumă așa rotundă de 300 de elevi, 200 vin la școală, la pregătiri. Aveți toate echipamentele necesare, ați primit suficiente măști, dezinfectant? Evident, avem tot ce ne trebuie, tot ce ne trebuie, suntem foarte precauți, avem medic, avem asistent medical, avem și un medic dentist care va veni să-l suplinească atunci când merge în altă școală, e totul în regulă. Astăzi încep și înscrierile pentru BAC, cum se desfășoară ele? Aici va fi un pic distractiv, pentru că există propunerea aceea de înscriere online, însă copiii au nevoie de suport, asta e foarte clar. Și atunci, imediat după ce au pregătirile, ei se întâlnesc, copiii, împreună cu diriginții și, evident,
în grupe de câte 10-12 în funcție de sala respectivă, aici o sală mai mare de cea unde să stea de vorbă, le completează totuși împreună. Adică vor fi copii care le completează online, cei care nu vin la pregătire, dar dacă au nevoie de suport fizic, evident că trebuie sprijiniți. Vă mulțumesc tare mult! Astăzi, încă o zi de pregătire pentru aproximativ 187.000 de elevi care susțin BAC-ul anul acesta și să sperăm că examenele vor fi ceva mai ușoare decât arată acest panou. Dragilor, v-am spus că sunt la o oră de fizică. Vreau să ies de aici ca să-i las pe copii să se pregătească în continuare. Acestea au fost informațiile. Ne vedem mai târziu!